Salut! Eu sunt Dan. Eu sunt Florentina. Iar tu te uiți la Vista. Una din închisorile în care comuniștii au supus oamenii la orori greu de imaginat se află în Pitești. Fostul penitenciar este cunoscut pentru tentativele de reeducare pe care autoritățile comuniste le-au aprobat asupra celor care se opuneau sistemului. Experimentul Pitești, cum a rămas cunoscut în istoria României, este o pată neagră de care puțini își mai aduc aminte azi. Coșmarul din penitenciar a avut loc în perioada anilor 1949-1952 și a fost încheiat în septembrie 1951, după înlăturarea din fruntea Partidului Comunist Român a comuniștilor extremiști Ana Paucăr, Teohari Georgescu și Vasile Luca. Hai să aflăm mai multe detalii despre fenomenul Pitești. Conform Wikipedia, închisoarea din Pitești a fost începută spre sfârșitul anilor 30, pe vremea regelui Carol al II-lea, și a fost terminată în timpul dictaturii lui Ion Antonescu. După proclamarea Republicii Populare Române, clădirea a fost folosită ca arest pentru cei care comiteau infracțiuni minore. Ulterior, a devenit un loc de reeducare după modelul închisorii din Suceava. Grupul de supraveghetori a fost condus de Eugen Țurcanu, fost student la Universitatea din Iași și membru al PCR. Asistenții lui erau veterani trecuți prin reeducare și grupul a primit numele Organizația Deținuților cu Convingeri Comuniste. Pedepsele erau de natură psihologică, săvârșite prin umilire, și de natură fizică, prin tortură. Pentru a descuraja loialitățile dinaintea încarcerării, deținuții au fost obligați să se tortureze între ei. Bătăile erau administrate regulat și multe abateri erau inventate pentru ca supraveghetorii să aibă motiv pentru a aplica violența. Gardienii erau puși să organizeze ore de instruire politică, la care se prezenta materialismul dialectic și istoria Partidului Comunist Sovietic, de Iosif Stalin. Apoi aveau loc alte abuzuri cu un singur scop final, cedarea psihică a victimelor, ce se dorea a fi transformate în supuși totali ai regimului comunist. Victimele experimentului Pitești treceau printr-un interogatoriu combinat cu tortură fizică. Procesul se numea demascarea externă și avea ca scop aflarea detaliilor intime din viața personală a acestora. În speranța că vor evita ororile fizice, mulți deținuți recunoșteau păcate pe care nu le săvârșiseră de fapt. A doua etapă se numea demascarea internă și avea ca scop dezvăluirea numelor celor care se purtau mai puțin brutal și oarecum indulgenți față de ei în detenție. A treia fază era demascarea morală publică, adică umilirea în văzul tuturor. Deținuții erau siliți să denunțe toate convingerile, ideile și valorile personale. Credincioșii erau îmbrăcați precum Iisus Hristos, forțați să blasfemeze simboluri religioase și texte sfinte, în timp ce erau insultați de către ceilalți deținuți. Comuniștii își doreau cu ardoare ca, prin tortură și umilință, să facă minciuna atât de reală pentru victimă, încât aceasta va uita ceea ce pentru el înainte avea sens. Pe lângă tortură, deținuții erau puși la munci umilitoare pe termen îndelungat. Unii erau obligați să curețe podeaua cu o cârpă pe care o țineau între dinți. Când ieșeau din celule, lucru care se întâmpla rar, erau obligați să-și acopere ochii. Locuiau în condiții degradante și nesanitare, erau prost hrăniți și nu aveau contact cu cei din afara penitenciarului Pitești. Când veneau deținuți noi, veteranii reeducării îi băteau pentru a nu îi lăsa să adoarmă, îi obligau să mănânce repede din farfuriile așezate pe podea, în timp ce aveau mâinile legate la spate, le băgau capul în găleți cu urină sau îi forțau să înghită fecale. Pe lângă coșmarul trăit în penitenciar, deținuții erau scoși la muncă unde era nevoie. Canalul Dunăre-Marea Neagră, Ocnele Mari, Aiud, Gherla, Târgu Ocna, Râmnicu Sărat, Târg Șor și altele.
Procesul a fost oprit în anul 1952 și membrii ODCC au fost judecați în secret pentru abuzuri. Inculpații, 22 la număr, au fost condamnați la moarte în urma unui proces cu ușile închise. 16 dintre ei au fost executați în noaptea de 17 decembrie 1954 în închisoarea Jilava. 4 au fost exterminați ulterior, iar unul s-a sinucis. Cadrele securiste însărcinate cu conducerea experimentului au fost judecate în anul următor și au primit sentințe ușoare. Acestea au fost puse în libertate la scurt timp, în ciuda faptului că au ucis în penitenciarul Pitești între 100 și 200 de deținuți, fără a se cunoaște numărul total al lor. Curtea a hotărât că experimentul a fost rezultatul infiltrării cu succes a agenților Statelor Unite și a gărzii de fier în securitate, cu scopul de a discredita organele legii din România. La conducerea închisorii s-au aflat Stănescu Vasile, între 1944 și 1949, capitan Dumitrescu Alexandru, între 49 și 51, locotenent Covaci Anton, între 51 și 53, locotenent Savu Victor, între 53 și 54, capitan Mândreș Petre, între 54 și 56, major Ivașcu Ștefan, între anii 1956 și 1958, major Cârstoiu Sebastian, între anii 1958 și 1961, major Toma Mihai, între anii 1961-1977. După decretul de amnistie din anul 1964, penitenciarul a rămas tot un loc de detenție pentru opozanții regimului. În 1977, Occidentul face presiuni majore și închisoarea se închide definitiv, devenind sediu pentru Trustul de Construcții Industriale Pitești. La începutul anilor 80, pe suprafața curții penitenciarului au fost construite blocuri de locuințe. După 1989, clădirea abandonată și în ruină a fost vândută unei firme de construcții în 1991. Mai multe clădiri au fost distruse sau schimbate total. Un memorial a fost construit în fața intrării închisorii pentru victimele ororilor regimului comunist. Atât pentru astăzi. Noi am fost Dan și Florentina, iar tu ai urmărit un nou Top Vista. Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.